panorama. Și eu încep cu panorama. Satul deal în dreapta. Și aici este Câlnicu, sat german, cu o fortăreață, cu o cetate din secolul 12, cu căsuțele lui aliniate frumos și înconjurat de o zonă de vii, mai mult sau mai puțin îngrijite, dar în continuare frumos, interesant, mai ales cetatea. O să încerc acum să o fac puțin mai aproape. Se vede donjonul, intrarea. Și în interior, acolo este expoziția mea. Am făcut o mică plimbare prin împrejurim, unde am înconjurat toată zona. O biserică, biserica ortodoxă, satul acum îi români și de etnie romă câteva. Uite aici un drum care se pierde în depărtări și urme de romană, dacică, locuit și toponimii care te duc cu gândul la povești, balauri și altele. Da, uite satul cum se vede, să vedem, are virtuțile aparatului meu, îs mai cu seamă acestea de apropiere. De bună seamă că se văd bine sătucul, cu casele aliniate, destul de îngrijite. Am intrat înăuntru să văd, dincolo de porți, grajduri imense. S-a și lucrat împreună când își făceau grajdurile. Erau mult mai uniți și mai solidari în tot ce au făcut. În tot cazul, când au venit ei aici, populația românească s-a uitat, sunt convinsă, cu uimire la sistemul lor de apărare cu cetăți, cu tot, deși cetatea a fost construită de un personaj tot un sas, curajos din secolul XII, așa cum erau normanzii prin Sicilia, care și-a făcut o fortăreață în care să locuiască liniștit cu familia lui, care familia a pierdut partea masculină prin lupte, războaie, și care partea feminină a vândut cetatea satului de Saș, care au fortificat-o și au transformat-o în loc de apărare în caz de atacuri care erau frecvente ale turcilor, tătarilor sau poate ale diverselor anarhii feudale în care s-au zbătut să trăiască, să supraviețuiască. Este o incintă circulară care este uimitor de interesantă. Poate cu o dronă s-ar putea filma frumos, în mijloc, dublă circularitate. Și are fântână în mijloc, o capelă și donjonul ăsta care era locuința inițială a, mă rog, acelui personaj a cărui nume este luat după Câlnic, care este nume românesc. Frumos, foarte frumos. Și care acum zice-se că încă în secolul XIX, la sfârșit, satul nu prea mai avea populație săsească, dar așa este istoria, rămâne de poveste. Iar acum este o cetate cu un rol cultural în care își au locul toate artele populare, mai câte un artist, așa ca mine, care își expune într-un mod inedit lucrările în vechea capelă. Și uite, așa va rămâne mai departe o poveste, povestea Câlnicului. Nume frumos românesc care a dat sens unor populații, poate că sunt și legende, sunt de toate. Frumos!